Și românii din diaspora l-au cinstit astăzi pe Sfântul Cuvios Antipa de la Cala Podești. Credincioșii din capitala Suediei au participat la Sfânta Liturghie Arhierească, săvârșită în paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a săvârșit Sfânta Liturghie în paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. În cuvântul de învățătură, ierarcul a subliniat virtuțile Sfântului Român și a amintit că este și crotitorul Centrului de Pelerinaje al Episcopiei. L-am luat ca ocrotitor al Centrului de Pelerinaje, fiindcă el însuși a fost pelerin până în aceste îndepărtate ținuturi ale Nordului. A odrăzlit în Podești Bacăului, apoi s-a nevoit la mai multe mănăstiri din România, în cele din urmă a fost pelerin la muntele Atos și a rămas mulți ani acolo, primind îngerescul chip și cea mai înaltă treaptă a nevoinței monahale, schima cea mare, cu numele în cele din urmă de Antipa iar în 1860 a început ctitorirea schitului Prodromu, Noi o considerăm o mănăstire, fiindcă este cel mai mare așezământ monahal din muntele Atos. Deci în 1860 s-a început ctitorirea schitului Prodromu din Sfântul Munte Atos, iar alături de mari ctitorii Nifon și Nectarie s-a adăugat și cuviosul Antipa, care o vreme a mers în metocul acestui schit prodromul de lângă ea și la Bucium, iar apoi a mers în Rusia pentru a aduna fonduri în vederea desăvârșirii și finalizării acestui așezământ monahal românesc din sfântul Munte Atos. Iar în Rusia a intrat în legătură cu mari nevoitori și pusnicii din acele timpuri. Și după o vreme, din Muntele Atos a strămutat. În Rusia, la mănăstirea Valaam și acolo în schitul tuturor sfinților s-a nevoit în ultima parte a vieții sale vreme de 17 ani. Această mănăstire Valaam se află în apropierea granițelor cu Finlanda. Deci în apropierea Finlandei este situată această mănăstire iar icoana preasfinte nescătoare de Dumnezeu pe care o avea neîncetat în chilia sa, cu viosul Antipa, se păstrează acum în mănăstirea Noul Valaam din Finlanda. Sfântul cuvios Antipa a trecut la Domnul în data de 10 ianuarie 1882 în chilia sa de la mănăstirea Valaam, Sfântul Sinod al Bisericii noastre l-a canonizat în anul 1992.